Mr. Bean este unul dintre cele mai populare show-uri TV din anii 90, alături de Alf, Friends și Beverly Hills. Acest caracter este atât de ciudat într-un mod plăcut, încât pur și simplu nu te poți opri din vizionat. El se regăsește mereu în situații penibile și iese întotdeauna din ele în cele mai amuzante maniere. Știați că Mr. Bean a fost inventat de actorul Rowan Atkinson în sine? Comediantul pretinde că a venit cu ideea personajului în timp ce studia la Universitatea Oxford cu mult, mult timp înainte să devină actor. El s-a inspirat din Monsieur Hulot, un caracter dintr-o comedie franceză veche. Nu este nevoie să vă spun eu cât de faimos a devenit Atkinson după ce show-ul a devenit popular. În cele din urmă, numai în anul 1992, a fost vizionat de către 19 milioane de oameni. Aceste cifre erau mai impresionante pentru acele vremuri decât sunt în prezent, unde toată lumea are acces la YouTube, pe care se pot viziona tot felul de documentare chiar și după telefon. Este greu să ne imaginăm cum s-a schimbat viața actorului datorită incredibilei popularități dobândite. Au trecut 3 decenii de atunci, așadar, ce face el în prezent? Astăzi o să vorbim despre cele mai interesante lucruri din viața reală a lui Mr. Bean înainte și după serialul care l-a făcut celebru în toată lumea. Să începem! Straniu, chiar dacă Atkinson este un comedian faimos în toată lumea, el a fost foarte timid ca și copil. Apropo, știați că actorul a studiat alături de faimosul politician britanic, fost prim-ministru Tony Blair? El a fost șeful cabinetului Regatului Unit timp de 10 ani și liderul partidului Laburist, un partid politic britanic de centru stânga. Alături de Atkinson, el a urmat școala de turism din Durham. Profesorii și-l amintesc pe Blair ca pe un student ambițios și ieșit din comun, pe când micuțul Mr. Bean era timid și modest. După terminarea școlii de turism, Atkinson a studiat la Colegiul Constitutiv Queen din cadrul Universității Oxford. Este ciudat că nu a studiat actoria deloc, de fapt, el a studiat ingineria electrică în urmă cu 40 de ani, la fel ca tatăl său. Tot ce a dobândit din urma actoriei se datorează dorinței înnăscute de a juca pe scenă și datorită poftei de a înțelege cum funcționează lucrurile în jurul acestei specializări. La vârsta de numai 10 ani, micuțul Mr. Bean putea dezasambla și asambla cu ușurință tot felul de unelte din gospodăria tatălui său. Atkinson a declarat că era foarte îndemânat cu ustensilele, ceea ce l-a și îndrumat către studierea ingineriei electrice. Cu doar câțiva ani în urmă, faimosul actor Jim Carrey a dezvăluit că darul său de a intra în rolul oricărui personaj se datorează în mare parte tulburării neurobiologice ADHD din copilărie. Atkinson se află într-o situație similară pentru că el are o tulburare numită dislalia sau mai comun bâlbâiala. El a transformat această afecțiune medicală într-o caracteristică specifică personajului Mr. Bean pe care îl joacă. Însă, pentru a deghiza defectul de vorbire, actorul a inventat un mod special și exagerat de pronunția sunetelor, cum ar fi modul în care folosește cuvântul dacă atunci când începe să se bâlbâie în timpul interviurilor acordate, iar audiența a iubit asta. În plus, actorul a admis că de-a lungul timpului această tulburare a început să dispară. Însă, Atkinson a avut probleme foarte mari cu tulburarea de vorbire înainte de a deveni celebru, în special când vorbea cu prietenii săi. La școală, colegii îi puneau tot felul de porecle datorită modului de pronunțare a cuvintelor, a zâmbetului ciudat și al expresiilor faciale pe care le avea. Mai târziu, colegii săi de clasă l-au numit ciudatul. Cu toate că i-a oferit succesul mai târziu, Atkinson a devenit interesat de actorie printr-un accident. La Universitatea Oxford, viitorul comediant l-a întâlnit pe Richard Curtis, un student entuziast al teatrului britanic de pe atunci. Numai în urma încurajărilor lui Richard, Atkinson a fost determinat să-și folosească aptitudinile actoricești în latura teatrului numită pantomimă sau teatrul mut. Această întâlnire în timpul colegiului a fost o adevărată reorientare de viață pentru ambii actori. Caracterul Mr. Bean a prins viață mulțumită duo-ului format din cei doi prieteni, dar cei doi au mai avut și alte idei de succes, de exemplu, la începutul carierei sale în televiziune, Atkinson a participat într-un program satiric difuzat pe postul de televiziune BBC. Show-ul se numea Not the 9 O'Clock News și conținea parodii dintre politicieni, stele de cinema și alte persoane celebre ale vremii. Atkinson a scris toate schițele și colaborările show-ului alături de prietenul său, Richard Curtis.
Ce credeți că s-a întâmplat în cele din urmă? În anul 1985, la 5 ani după ce a absolvit colegiul, creatorul programului satiric Atkinson a fost numit omul anului de către BBC. Adițional, show-ul televizat comic a câștigat multe premii prestigioase, inclusiv premiul internațional Emmy și premiul Academiei Britanice. Bineînțeles, Rowan și Richard au fost extrem de bucuroși de succesul lor în televiziune și au decis să își continue cariera actoricească. Apropo, personajul emblematic nu s-a numit la început Mr. Bean. În versiunea originală, numele său era Mr. White, iar mai apoi Mr. Cauliflower. Iar doar în ultimă fază, el a creat numele faimos pe care îl cunoaștem cu toții, Mr. Bean sau Domnul Fasole. Atkinson are de asemenea un hobby mai puțin potrivit personajului pe care îl reprezintă și anume conducerea camioanelor. El a obținut chiar și permisul de conducere pentru profesioniști categoria C în anul 1981. După colegiu, Atkinson s-a gândit să-și pornească propria companie de transporturi pentru că, după cum spune el, după terminarea studiilor nu își găsea locul în viață. Nici măcar nu putea vorbi cu fetele datorită trăsăturilor faciale deosebite și comunicării deficitare. În cele din urmă, serialul Mr. Bean a fost lansat, iar Atkinson a primit prima șansă să interpreteze personajul pentru prima dată în fața publicului în propriul show. Dar actorul a făcut o solicitare care poate părea puțin ciudată, însă este plină de logică. El a vrut să apară pentru prima dată în fața unui public vorbitor de limba franceză, nu engleză, mai ales pentru că el s-a inspirat din personajul francez Monsieur Hulot. Era necesar pentru comedian să vadă dacă stilul său comic, folosind puține cuvinte, ar fi pe placul spectatorilor din alte țări europene și nu numai, iar succesul a fost peste măsură. Succesul său incredibil a permis ca serialul personajului Mr. Bean să fie difuzat în 145 de țări din întreaga lume. Secretul show-ului legendar constă în universalitatea personajului și a comportamentului său, care nu are nevoie să fie explicat prea mult, este destul de intuitiv și amuzant în orice peisaj sau situație în care este pus. Cu toate că Atkinson interpretează un caracter stângaci în tot ceea ce face, în viața reală el iubește mașinile și savurează competițiile curselor de mașini. El are și o colecție personală care include o mulțime de mașini sportive, cum ar fi McLaren F1 și un Renault 5 GT Turbo, la fel și multe alte sedanuri din clasa business, cum sunt Skoda Superb și Audi A8. Odată, el a fost implicat într-un accident rutier în timpul unei curse de mașini. Din păcate, mașina implicată, un Aston Martin V8 Zagato, a suferit daune maxime, însă Atkinson nu a suferit răni grave, din fericire. Cu toate astea, cariera sa de pilot de curse este plină de succes. De exemplu, în 2011, Atkinson a participat la filmările show-ului faimos în toată lumea, Top Gear. El a devenit campionul emisiunii scoțând cel mai bun timp de pe pistă, în timp ce conducea o mașină Kia Ceed în cadrul unei competiții de amatori a show-ului televizat. Totuși, un an mai târziu, recordul său a fost doborât de legendarul actor american Matt LeBlanc, care a interpretat personajul Joey din serialul Friends. Recordul lui Atkinson a fost bătut la doar o milisecundă de Matt. Vorbind de accidente, Atkinson și-a avariat mașina sa favorită, McLaren F1, de două ori în 1997 și 2011. La cel de-al doilea accident rutier, cu mașina sa preferată, Atkinson a cerut o despăgubire de la firma de asigurări de 910.000 de lire, cea mai mare despăgubire înregistrată vreodată în istorie. Ulterior, după reparațiile efectuate, mașina a fost cumpărată la licitație de un cetățean britanic anonim pentru suma de 12 milioane de lire. Evident, numai Atkinson poate vinde o mașină pentru această sumă uriașă de bani după ce a suferit multiple accidente. Mr. Bean își schimbă mașinile destul de des, de exemplu, în acest an și-a vândut mașina Mercedes-Benz 500A, cu care a parcurs 310.000 de kilometri, asta în ciuda faptului că motoarele mașinilor moderne Mercedes sunt construite să parcurgă undeva la 250.000. Până la urmă, cui îi pasă de uzura mașinii dacă aceasta a aparținut starului faimos în toată lumea? Această poveste dovedește încă o dată că Atkinson nu este deloc ca Mr. Bean. Odată a salvat un avion de la prăbușire. În luna martie 2001, comediantul și familia sa călătoreau de-a lungul Africii la bordul unui avion privat. Brusc, pilotul aeronavei și-a pierdut conștiința, iar Atkinson a preluat comanda și a ținut avionul în aer până când pilotul s-a trezit.
Din fericire, aterizarea a decurs cu bine, însă cine știe ce s-ar fi putut întâmpla dacă Atkinson nu ar fi acționat curajos. Această poveste este ciudată pentru că actorul nici măcar nu văzuse până atunci sistemul de control al unui avion. Dacă ați văzut filmul Johnny English, o parodie a filmelor cu James Bond cu Atkinson în rol principal, poate că vă amintiți cum s-a întâlnit acesta cu regina Angliei. În film, totul se petrece în circumstanțe extrem de comice, însă în viața reală a fost desigur total diferit. În anul 2013, comediantul a fost numit comandantul Ordinului Imperiului Britanic de către regina Elizabeta a II-a mulțumită contribuțiilor sale pentru teatrul britanic și a campaniilor caritabile pe care le-a efectuat. Ca orice om, probabil vă întrebați la ce sumă se ridică averea lui Atkinson dacă își permite o asemenea viață extravagantă. Potrivit estimărilor specialiștilor, bunurile lui Atkinson se ridică la fabuloasa sumă de 100 de milioane de lire, chiar dacă totalitatea filmelor realizate de acesta sunt foarte puține comparativ cu ceilalți actori faimoși din lume. Această sumă provine datorită succesului personajului Mr. Bean și Johnny English, la fel și datorită veniturilor provenite din afacerea sa personală de vânzare a mașinilor și proprietăților imobiliare din Londra. Cu toate că au trecut foarte mulți ani de când serialul în sine a fost lansat, încă este foarte aplaudat și cerut de fanii din întreaga lume. Atkinson a declarat că drepturile sale de autor de pe urma personajului Mr. Bean continuă să îi umple conturile bancare și în prezent. De aceea, cea de-a 25-a aniversare a serialului nu a putut trece neobservată. În anul 2013, Atkinson s-a urcat pe un scaun montat deasupra acoperișului legendarei mașini Mini Cooper, mașina personală a lui Mr. Bean, alături de iubitul său ursuleț de pluș și a condus prin centrul Londrei. A trecut chiar și pe lângă palatul Buckingham, de unde și-a cumpărat o înghețată, aducând la viață faimoasa scenă din episodul cu numele Do It Yourself, Mr. Bean. Evident, toată lumea a fost încântată, însă ce face Atkinson în prezent? Cu câțiva ani în urmă a admis că visează să creeze un film care are ca personaj principal un Mr. Bean mai în vârstă, alături de toate particularitățile și demența care caracterizează personajul. Totuși, din păcate, de când a oferit această declarație, nu s-a mai auzit nimic în legătură cu proiectul peliculei. Poate datorită faptului că în urmă cu câțiva ani, Atkinson a devenit tată pentru a treia oară la vârsta de 62 de ani. Actorul a mărturisit că își petrece tot timpul alături de fiica sa nou-născută și a decis să înceapă un concediu de paternitate. Atkinson și-a sacrificat propriile proiecte pentru a fi alături de soția sa mult mai tânără, în vârstă de 35 de ani, actrița Louise Ford. Așadar, în viitorul apropiat, probabil că nu va exista niciun proiect nou cu Mr. Bean. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!